Iar marți sunteți invitați din nou la Clasic, Eleganță și Frumos. Trei elemente ce descriu ziua unde Orchestra Simfonică Timișoara va fi prezentă pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu. Evenimentul va începe mâine la ora 21 și se va desfășura în grădina de vară a teatrului. Locurile însă sunt limitate și pot participa doar 150 de persoane. Grădina de vară a Palatului Culturii găzduiește Orchestra Simfonică Timișoara sub bagheta maestrului dirijor Ralf Zaharia. În prezența a trei soprane foarte cunoscute, ne bucurăm foarte mult că în astfel de vremuri putem aduce în grădina de vară Geo Saizescu, Palatului Culturii, concerte de o asemenea factură, de un asemenea nivel. Pagini celebre din muzica clasică vor răsuna în seriile noastre estivale, spre bucuria melomanilor, a tuturor celor care iubesc arta interpretativă și muzica de foarte bună calitate. Intrarea la spectacol va avea loc așadar mâine, începând cu ora 20, pentru a preveni aglomerația. Fiecare persoană trebuie să poarte masca de protecție.